Salut! Mulți utilizatori de calculatoare, mai ales utilizatorii de Windows, se așteaptă atunci când trec la un nou sistem, mai ales când trec la un sistem bazat pe Linux, se așteaptă ca totul să meargă ca pe Windows. Întrebarea mea este următoarea. Dacă iei un program de Windows, care să știe, au terminația .exe sau .msi și vrei să le rulezi pe macOS, de exemplu. O să meargă? Mai mult ca sigur nu o să meargă. Și nici invers. Dacă iei aplicațiile implicite de macOS și le pui pe Windows, nu o să meargă. Și atunci, de ce utilizatorii de Windows se așteaptă ca programele de Windows să meargă pe Linux? Dacă e un program exe și îl pui pe Linux să meargă next, next, next și gata. Dacă nu merg nici pe sistemele de operare macOS, o să meargă nici pe Linux. Pentru că toate trei sunt sisteme de operare foarte diferite și să mai lămuresc încă o problemă. Se spune că pe Linux nu se poate folosi cu Next, next, nu se poate configura din interfața grafică, nu poți face multe din interfața grafică. Vreau să vă spun că totul este greșit. Da, într-adevăr, sunt distribuții Linux unde trebuie să faci toate lucrurile sau majoritatea lucrurilor numai cu comenzi prin terminal, dar sunt și distribuții unde totul merge ca pe Windows. Click, next, next. Și așa mai departe. Deci, nu mai credeți tot ce citiți pe internet și interesați-vă mai bine. O zi bună și mulțumesc!